an, nu neapărat greu, dar un an cu provocări, un an, din punctul meu de vedere, care îl încheiem foarte bun. Nu neapărat proiectele au început în 2018, sunt proiecte care derulează din 2014-2015 și care unele s-au finalizat în acest an, altele au finalizare în anul următor. Nu neapărat de finanțare, nu aici a fost problema, ci a timpului, a constructorilor, pentru că știți cum e, găsim și constructori neserioși, din păcate. Ne-am lovit chiar de multe ori, dar din fericire mai puțin decât celelalte primării sau colegi de-ai mei. Și dacă exprimăm așa vază în procente, deci cam cât ați făcut? Deci am asfaltat din localitate, nu mai vorbim de gaze, canalizare. Deci astea sunt rezolvate în proporție de 90%. Asta era întrebarea tot. Da, dar pot să vă spun, deci 90% din proiectele de gaze și canalizare sunt finalizate, iar asfaltarea în proporție de 80%. Vă dau un exemplu, cred că peste 52-55 de kilometri de asfalt am turnat în 2 ani de zile. Avem proiecte, unele în derulare și nu putem din cauza timpului, iar încă două proiecte le avem, unul pe POR și unul tot la dezvoltare, care suntem în faza de licitație și în primăvară vor intra și ele în executare și, din punctul meu de vedere, vom intra la trotuare pentru că asfaltarea se termină într-o altă localitate. Da, sume consider chiar foarte mari, dar se văd în teren, pot să, mi-aș dori să, ca cineva din afară, cum sunteți dumneavoastră, să facă un clasament al localităților, dacă vreți, din județ, dar asta înseamnă să ieșim în teren, înseamnă să cu acte, cu proiecte. Nu vreau fără modestie, dar credeți-mă că eu consider că suntem una din comunele cu cele mai mari fonduri atrase din țară, nu neapărat din județ. Ele sunt pe proiecte, deci avem 10 milioane de euro proiect, da? Zona C cu interiorul localității, pentru că încercăm să le prindem, să le cuprindem pe toate, în funcție de cum au fost finalizate lucrările de canalizare. De zona F sunt în jur de 400 și de loturi de case. Dacă vreți, e mai mult decât o comună micuță. La momentul ăsta avem ca și utilități primul strat de asfalt și borduri. De ce? Am lăsat trotuarele pentru a le finaliza și al doilea strat de asfalt după alimentarea cu apă și canalizare. Avem finalizat în proporție de 70% iluminatul în zona F și bineînțeles că suntem canalizați pe ea din primăvară ca oamenii să poată muta. Deja se construiesc, da? Am făcut loturi în jur de 270 de metri pătrați, între 250-300 de metri pătrați, tocmai în ideea de a nu mai atribui tinerilor sau scoatem la licitație loturi de 500-600 de metri pătrați, pentru că veneau și cereau dezmembrare și atunci făceau fel și fel de artificii ale iuței și atunci am zis, domnule, hai să scoatem, să mulțumim și mai mulți oameni și să nu se mai întâmple, pentru că țin foarte mult la urbanism, la cum arată localitatea. Proiectele care sunt în zona F sunt la fel? Păi proiectele care le avem pentru 2019, datorită faptului că este o zonă nouă, îl privim ca un cartier nou, ca ceva nou, bineînțeles că avem proiecte depuse, SF-uri finalizate, decât așteptăm
finanțarea pentru școală, 1.8, grădiniță cu after school, cămin cultural, toate astea le avem în vedere. Suntem, cred că una din localitățile din județ, cu două și se finalizează al treilea after school din localitate. Are o localitate în localitate. Da. Consider că, din punctul meu de vedere, nu fac eu ceva extraordinar, ci fac treaba atât eu cât și echipa care o conduc, colegii mei, ne facem treaba. Un lucru foarte important, foarte important, este comunicarea și cum abordezi relația funcționar cetățean. Am pus un mare accent pe chestia asta și chiar avem așa un feedback că nu numai cei din localitate sunt mulțumiți, și cei care vin din afară, care au o problemă la noi, la financiar sau oriunde, au spus: domnule, nu am întâlnit așa ceva. Păi, eu cred că consider că ăsta a fost un motiv pentru care s-au mutat sau se mută în Valul lui Traian, tocmai utilitățile și confortul care este teritorial, nu ne desparte nimic de Constanța. Având gaze, canalizare, alimentare cu apă, iluminat, asfalt, consider că toate sunt, dar încă o dată mai avem de lucrat. O mare problemă, a spune, a localității, pe care o văd eu și nu o văd numai de acum, dar deja se amplifică, trecerea de la din DN către peste linia ferată în cartierele zona C și zona F. Dar deja am, săptămâna trecută am discutat și vom lucra la un studiu de fezabilitate pentru a lărgi trecerile pe sub calea ferată, de a descongestiona traficul dintr-o parte în alta. E complicat, dar nimic, zic eu, că nu este imposibil. Dacă vrem, trebuie să reușim. 2018 a fost anul în care ați investit în educație. Sunteți mulțumit de realizările în domeniul ăsta? Da, sunt foarte mulțumit. De ce am investit în educație? Era necesar să investim, așa cum am spus-o de foarte multe ori. Fiecare primar de-a lungul anilor a avut un aport în dezvoltarea localității. Mai mult sau mai puțin. La începutul anilor 1890, vă dau un exemplu, erau două săli de clasă. Erau școli cu o sală sau două săli de clasă. E, acum localitatea, dacă ne raportăm 2004, când am luat această funcție, când am câștigat, la zi, diferența populației era de 6400 în 2004, astăzi discutăm de 20.000 de locuitori, sunt 13.000 și de votanți. Dacă ne uităm la statistică, o să vedeți că suntem Valul lui Traian, cea mai mare comună din județ. Și atunci era necesar să investim în educație, în școli, și acum, chiar dacă au fost făcute două școli de la zero. De la un an la altul, noi trebuie să ținem pasul cu dezvoltarea localității și cu oamenii care vin în localitate, tocmai pentru a avea locuri în școli. Da, da, avem foarte mulți și nu numai de când am venit eu și înainte, pentru că având dascălii foarte buni, zic eu, dar și școlile, oferindu-le un confort elevilor, și ei ne răspund cu aceeași monedă, adică avem foarte mulți elevi premianți la diferite materii, matematică, română, chiar cred că pot spune că depășim, dacă facem un raport proporții, depășim Constanța. Oh, da, da. Super.